Salutare, fan Lego! Salut, Sorin! Salut, George! Bine ne-am reîntâlnit în studio. Astăzi avem iarăși așa de multe chestii de discutat, dar cred înainte chiar. Să... Cum? Cred că chiar un pic mai multe. Un pic mai multe decât multe, da. Înainte să începem cu noutățile, că știu că toată lumea așteaptă acum să vadă despre noutăți, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le zicem super, super, super repede. Cred că o să încerc să vorbesc foarte rapid în episodul ăsta ca să reușim să le zicem pe toate cât mai repede. Deci... în primul rând, voi vă uitați la videoul ăsta pentru prima oară vineri, acum în jur de ora 5. Acum, în jurul orei 5, vineri 27 noiembrie, pe pagina de Facebook Lego are loc un showcase în care se va arăta, se va face așa un fel de sneak preview la cel mai nou set clădire modulare de la Lego. Noi înregistrăm, știți voi, episodul ăsta cu 24 de ore dinainte, deci nu știm acum ce se arată în momentul ăsta. Dar o să discutăm despre ele la următorul episod de știri Lego. Abia aștept să văd și o nouă clădire modulară, ce va fi, cum o să arate, toate cele. Punctul 2. Tocmai a apărut pe Lego Ideas un vot pentru Brickhead-ul cu numărul 150. Și ai de ales între Lilo and Stitch, Minecraft, Jaws, culmea, și... ce mai era? Ah, și Star Wars, da, am uitat să zic de Star Wars, exact. Puteți să intrați pe Lego Ideas, mai ales dacă aveți cont, puteți să votați acolo care vreți să fie Brickhead-ul cu numărul 150. Și din câte mi-am dat seama, după ce alegi dintre cele patru categorii, Star Wars, Minecraft, Jaws sau Lilo and Stitch, poți să alegi care personaj din acele francize. Acum e clar, cred că la Lilo and Stitch ce o să voteze lumea, da, cred că e destul de evident. Clar. Dar întrebarea mea este, Sorin, la celelalte, ce crezi că ar putea fi? Să ai în vedere faptul că la Star Wars deja avem o tonă metrică de Brickheads. Da, deci acolo trebuie să te gândești mai bine. Personaj mai, nu știu, sau un cameo ceva, sau The Jeans Guy care e în The Mandalorian. Da, ar fi super tare. Chiar că, da, chiar. Și nici nu ar trebui să fie un Brickhead complet, știi? Da. Așa partea cât se vede din el după ușă. Da, ce tare a fost faza aia. Dar așa, tu cei care crezi că e categoria care o să câștige? Eu n-aș vrea să pice Star Wars pentru că avem suficiente Brickhead Star Wars. La da. Minecraft le-am avut deja pe toate personajele principale. Eu aș vrea neapărat să fie ceva între Jaws și Lilo and Stitch. Oricare din ele aș fi mulțumit. Dacă ar fi Jaws, ar fi rechinul, mă gândesc. Adică, da, cu așa. Ochii aia drăguți așa. Da, da, da. Sau ar fi... O să fiu un pic morbid aici, să mă iertați. Cum ar fi să fie numai o bucată dintr-o mână de Brickhead, știi? Să fie prima victimă, no, să nu mai știu care, aia, a rechinului. Da. Ai doar accesorii de pus în gura rechinului. A, și da, mă, chiar ar fi Brickhead super. 18+. Chiar că... Băi, da, aia chiar ar fi o idee faină, pe bune, acum, serios, acum foarte serios. Eu cred că o să câștige probabil Lilo and Stitch... Pentru că o să fie Stitch, Brickhead și o să fie absolut adorabil. Da, poate chiar o să fie set cu 2, cu Lilo and Stitch. Aia mă gândeam. Bine, atunci n-ar mai fi 150, că ar fi... Deși ar putea fi poate un Brickhead normal cu unul mai mic. Știi? Cum erau seturi de genul. Dar nu știu dacă nu și alea sunt numerotate separat și oricum Lilo și Stitch erau cam de aceeași mărime. Da, deci, n-ar vedea ce să fie unul așa, unul așa. Da. Da, ar trebui, cred că o să fie doar o singură figurină, ca să fie numărul 150. Și nici Lilo, nici Stitch. Să fie extraterestră la Stitch, în costum, stil ăla mare. Bodyguard, așa, da. Da, 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 da. Ar fi și aia interesant. Nu te aștepta. Nu te aștepta, exact. Da, și de seama să-i faci ochelarii de soare, ar fi super pentru alte figuri. Da, da. În schimb, eu cred că o să fie Stitch și mai mult de atâta, cred că s-ar putea să fie cu piese în plus ca să-i faci și forma aia când e turbat. Oh, da. Și toate brațele. Yep, yep. Na, deci cam asta e votul cu Brickheads 150. Nu uitați, puteți să intrați și voi pe ideas.lego.com să votați acolo, trebuie să vă faceți cont întâi dacă nu aveți deja. Votați că cine știe, da, poate să face un Brickhead de care vreți voi. Este foarte important să votați. Exact. Măcar la Lego nu votăm între rău și mai rău. Și asta e toată politica pe care o să o fac vreodată pe canalul ăsta. Așa. Să mergem mai departe. A fost o știre săptămâna trecută. Din păcate asta nu este o știre foarte veselă. Dar trebuie să vorbim și despre ea pentru că este importantă.
Kirby Morrow, actorul care îi făcea vocea lui Cole în serialul Ninjago, din păcate a plecat dintre noi, a murit săptămâna trecută, la fragedă vârstă de 47 de ani. Pe mine asta m-a șocat cel mai mult. No? Da. Da, exact, adică wow, știi? Nu am vrut să caut, știi, chestiile astea cu cauze și nu știu ce, pentru că nu asta e important, da, până la urmă. Da, cum se zice niciodată chiar. Da, și nu, exact, nu contează. Ideea este că omul ăsta a avut o carieră destul de strălucită, după părerea mea, deci dacă ne uităm așa la palmaresul lui, uite, hai să luăm doar câteva chestii, da? Ca și voce în animație. În X-Men Evolution i-a făcut vocea lui Cyclops. În... care era? Lego Ninjago, Cole, asta desigur știm cu toții. Lego Star Wars a făcut vocea lui Anakin Skywalker. Și General Grievous în același timp. Și General Grievous cu vocea lui Tony Stark în Eternals și în Ultimate Wolverine. O grămadă da, de... Da, și a avut și văd cameo-uri în episoade izolate din The Flash, Supergirl, Arrow, tot ce era la exact. DC CW pe la început, prin primele sezoane. Da, a fost actor în Stargate SG-1. Total Recall 2070, deci o grămadă de chestii astea despre care lumea știe, chiar dacă poate n-a avut un rol atât de proeminent, dar se vede că omul ăsta a avut o pasiune foarte, foarte mare pentru ceea ce iubim noi în ziua de astăzi, comic books-uri și chestii de cultură din asta pop. Oban, Star Racers. Wow, wow, nice. Uite, asta nici nu am văzut-o. Da, deci... ne pare rău că, uite, a trebuit să prezentăm și un așa articol la știri Lego. Este trist, ne pare rău pentru el, sperăm că familia lui și pe toți cei care i-a lăsat în urmă să poată să treacă cât mai bine peste perioada asta foarte grea. Îi apreciem foarte mult munca pe care a depus-o. De tocmai de ce ar fi bine să promovăm cât de des putem toți actorii aceștia de voce, pentru că tind să treci cu vederea dacă nu-i vezi da. În versiunea. Dar sunt voci pe care le recunoști în toate serialele da. Preferate. Da, da, da. Mie mi se pare uimitor să văd unii actori din ăștia de voce, să-i văd după aia în viața reală. Nu, de multe ori nu pot să atașez vocea la persoană. Nu poți, da, pentru că nu te aștepți. Nu, e foarte straniu. Exact, exact. Și hai să mergem mai departe. Bun, păi să începem cu Friends și cu un set mic, 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 mic. 4 plus 4143 9 este o mașinuță pisicuță. E da, super adorabilă. Nu așteptam. Foarte adorabilă. Au mai fost mașinuțe de genul 4 plus, dar cu printul ăsta e super drăguț. Da, cu aia cucerește totul. Foarte exact, frumos. Ai fățuca aia de pisică, o pui unde vrei după aceea. Da, și uite care e și puiuț de pisicuță, îl vezi acolo și vezi ce ochișori. Da, aproape că nu-l văzusem. Ultra cute ochișori, e atât da. De mică pisicuța aia că aproape nu o vezi. Foarte exact. Frumos setul. Foarte, foarte drăguț, îmi place și că inimioara are urechiușe. Și îmi place că îți dă două tare. Mini păpuși, de obicei una singură la setul. Da, da, și asta e adevărat. E un plus important. Mm-hmm. Mm-hmm. Mai departe avem un set foarte prietenos cu mediul. 41443 este mașina electrică a Miei, presupun că Mia e aia care e super inventivă și creează chestii. Deci nu avem doar o, cum îi zice, un generator eolian, acum avem și panou solar. Acum și Mia inventează chestii? Pe lângă Olivia? Mia am zis, vreau să zic Olivia, scuze, mersi că m-ai corectat. Da, da, da. Păi poate se mă lipsește, știi că Mia îi place natura foarte mult și atunci îți dai seama că o să vrea să fie de partea naturii exact. Cu chestiile regenerabile, da. Deci foarte fain, o inițiativă foarte bună, mașinuța arată foarte drăguț, vreau să spun, pare așa foarte simplă, dar îmi place super mult cum e rotunjită așa în partea da, de jos și nu știu, arată drăguț. Are un design care nu e neapărat super, super de fetițe neapărat. Arată la locul ei în orice oraș, city sau în orice oraș. Da, îmi place foarte și frumos. Direcția pentru mașină și direcția setului. Și vezi un set yep. deja cu Olivia în care nu este Zobo, ca să confirme teoria mea. De data oh, trecută. Nu! Oh, oh! Oh, nu! Trebuie să fim atenți la chestia asta și, la, și la seturile următoare Friends care se anunță. Este un cățel? E un dalmațian, un mini dalmațian. Super mic, de-abia îl vezi. Da, exact. Asta cred că e o gamă nouă de figurinuțe puiuți. După aceea avem un fel de... Eu tot mă uit la sandwich-ul ăla de deasupra intrării și vine să zic piadină.
Este apetisant, oricum. Îmi place cum da, se vede oricum sala arată aia foarte cum iese fain. de acolo. Și Da. dă senzația de, chiar dacă nu arată așa, printr-un sens senzația de toast, știi? Să se vadă așa grill. Așa e, așa e că parcă simți nu? așa. Se lucrează Nu știu. Imaginația imediat. Acum că zici asta, parcă simt mirosul de sandwich la grătar. Ia ce urât să uita Paula, că și ei e foame. Da, da. Îmi place foarte mult terasa asta afară, plină cu verdețuri așa și cireșe și chestia asta arată foarte frumos. Da, foarte drăguț și uite că apar mini păpușile și în seturile Friends acum. O vedeți pe asta aici, care poate e ceva soră de-a miei sau ceva. O cheamă Ava și bunicuțul ăsta este, cred că, primul bunicuț chel care apare în seria Friends. Foarte tare. Tare. Eu nu văd carne nicăieri. Sper că nu. Sandwichul ăla nu e doar cu salată în el. Păi cine știe? Poate e o chestie vegetariană. Da. Cine știe? Mie sigur e vegetariană. Fie. Aș bănui. E posibil, da, că îi plac animăluțele foarte mult. Da, tot ce e posibil. De atunci e numai bine care și-au un loc a ei, așa, unde poate să-și facă tot felul de chestii pentru deliciul vegetarienilor și poate și veganilor din Heart Lake City. Mai departe, no, setul ăsta îmi place da, super mult. E preferatul deci, meu. Ăsta este foarte tare. Arată atât de fain. Primul lucru care vreau să-l observ este că îți arată aici că poți să-ți pui telefonul. Cum era și cinemaul ăla la aer liber. Exact, exact. Poți să-ți pui telefonul acolo ca să te uiți la filme. Asta e super tare. Super foarte, tare. Foarte fain. Acum că nu mai mergem place... la cinema, să ne construim da. Cu cinema din Lego, ne punem telefonul acolo. Exact. Exact. Mai trebuie să aibă pe instrucțiuni, pe copertă, miros din acela, știi? Când răzuiești cu degetul pe hârtie. Să-ți miroase a cinema. Miroase, da, popcorn. A popcorn, vai, oi, lasă-mă. În orice caz, designul la setul ăsta e fantastic. Îmi place cât e așa de retro. Mi-aduce aminte de cinemaul din Back to the Future, de fapt. Nu știu de ce, că nu e singurul în care nu e singurul film în da, care a apărut în astfel de cinema. Da, dar anilor 50-60. Da, da, da. Și seamănă foarte mult cu cinemaul de la clădirile modulare de acum ceva vreme, dacă e până acolo. Că și el era așa foarte... Ah. Old school. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Nu mă așteptam la așa un set din seria Friends. Dacă ar fi să aleg unul care să mi-l cumpăr din seria Friends, ăsta ar fi. 100%. Două, chiar. Eu două. Îți iei două ca să fie cinema cu mai multe săli, nu? Da. Ok, fair enough. Ok. Următorul set este casa Andreei. No, Andreea... Era să zic așa, știi, gen, Andreea nu a mai avut casă de mult timp, de fapt, o treatment. Nu asta vreau să zic, vreau să zic că Andreea nu a mai primit un set cu casa ei de mult, mult timp și de atunci se pare că o cam renovat pe aici. Ce zici? Sigur nu s-a mutat în alt cartier, că pare destul de diferită casa sau a renovat atât de bine. Poate o renovat-o, poate o ridicat-o de la zero, poate cine știe, la nu știu ce să zic. La numărul 28 stătea pe strada aia? Uite, trebuie să verificăm chestia asta. Foarte bună întrebare. Trebuie să vedem, că așa, așa ne dăm seama. Dacă e același număr al casei. Și uite că are și părinții ei aici. Și cu o soră și... mai mică? Da, da, are o soră mai micuță, cu o freză nouă. Asta e o freză nouă, din câte îmi dau seama. Dar ce mi-a tras mie atenția cel mai mult la setul ăsta, știți că nu, eu trebuie să zic de chestiile astea, dar o să încerc să nu mă lungesc. Ferestrele astea care sunt pe sferturi de cerc. Dacă se vede aici în imagine, o să încerc să dau un pic de zoom așa. Deci astea sunt puse câte două una lângă cealaltă și alcătuiesc un semicerc. Yep. Mai ții minte, Sorin, cum la clădirile modulare încercau ceva de genul, dar cu rame normale drepte și le așezau da. Așa la unghiuri. No, acum nu mai trebuie să facă chestia asta. Mai nevoile ai... On the go, așa. Și da, apreciez e și garajul. Fain. Eu. Da, să faci pentru un garage band acolo. Pentru că nu ai așa multe garaje la căsuțe. Asta e adevărat. Și pun pariu că aici ar încăpea mașina electrică a lui Olivia. Când vine în vizită. 100%. Yep, yep, yep. Deci foarte frumoasă casa asta. Îmi plac culorile super mult. Aici, deci combinația de asta de turcoaz, magenta și albastru închis, e țuț. Să mergem mai departe. Încep cutiuțele. Cutiuțe cu animăluțe. Ideea, o știi și tu, o știți și voi, este o cutiuță din asta, câteva piese la interior, să faci așa o cămăruță mică și ai un animăluț secret, inclus în fiecare cutiuță.
Acum, în schimb, au început să fac cutiuțele un pic mai cu personalitate. Mm-hmm, mai arată toate la fel. Și acum au animat practic și pe ele. Da, exact. Flaminguțul ăsta, am observat așa, nu știu, ciocul ăla, zici că a intrat un pic cu ciocul în perete, așa, nu știu, parcă și l-a bușit un pic. Așa. Da, așa, e că așa pare. Dar eu, da, mă rog, oricum în continuare. Da, exact, nu lasă chestia asta să-l definească sau să-l doboare, știi? Uite, o lecție de viață de la o cutiuță Friends. Next este Emma. Wow, acum am văzut ce, m-am speriat de ce palidă e, dar e de fapt e vopsită pe față, tu vezi? Mm-hmm. Are face paint, da, ok. Da, e prima oară cu face paint, nu? Da, da, da. Și ori e făcută cu face paint ca să arate ca și cățelușul de aici, ori, vezi felia asta de tort, ori cineva a băgat-o cu fața în felia de tort de ziua ei. Sincer, dacă te uiți atent, nu pare neapărat face paint, pentru că ai mai multe texturi pe față. Eu zic eu că o dat cu botul în tort. Da. Eu zic eu. Următoarea este tot un cățeluș. E data asta cu Mia. Cățelușul ăsta parcă e așa mai, nu știu, mai speriat un pic, parcă se uită așa mai ciudat, știi? Nu știu, mi se pare mie. Also, ăsta e cățeluș care are urechiușele făcute din piese, nu din textil, cum erau celelalte. Okay. Și se pare că și pisicuța din imaginea asta de aici, apare că și pisicuța o să fie la fel. Uite, osciorul turcoaz! Da. Uite, Giovanni! Foarte tare! Chestii pe care le fac și căței. Chestii care le fac căței aici, care trebuie adunate după aceea, dar nu trebuie să le zicem noi cum se numesc, că știți și voi. Dar știți și voi că trebuie să le adunați întotdeauna. Corect. Corect, așa e frumos, așa e civilizat. Stephanie are o pasăre albastră aici. Bă, uite, parcă Stephanie e mai mult pe natură acum și ea. Cred că cumva se îndepărtează așa încet, încet de pasiunile distincte ale fetelor, știi ce zic? Da, parcă se, acum se, cum să zic, se cam amestecă una de la alta. Ceea ce e o lecție foarte mișto, știi, să-ți diversifici hobby-urile și să înveți câte ceva de la fiecare. Dar, în general, așa mi se pare Stephanie în ultima vreme, că își cam schimbă pasiunile de la una la alta. Era mai sportivă, după era cu gătitul, acum e cu natura. Da, e interesant în orice caz. Îmi place foarte mult haina lui Stephanie, cu pisicuța asta aici, așa. Designul ăsta mi se pare foarte frumos. Da. Foarte, foarte tare. Foarte așa tare. Se ved. Și stickerele acelea cu pisicuțe din spatele fișurilor. Da. Ah, de asta e una... Una, parcă e un joc din ăsta să găsești animăluțele ascunse, știi? Da. Ce am vrut să zic, uite că astea aici, piesele pe care se atașează, piesele care formează urechea, sunt și ele niște piese noi, din câte îmi dau seama. Hmm. Mai departe, Andreea are un iepuraș. Da, cred că iepurașul ăsta îmi place mie cel mai mult. Da, ce fățucă așa toate. Dolofană. Da, da, cu dințișorie. Da, da, da. Foarte drăguț. Așa, uite că la Andreea e mai toamnă, vezi tu aici că e un pic mai colorat, mai altfel. Da, foarte frumos. Văd că pe Olivia nu avem, deci. Înseamnă... Ah, ba da, am zis de Olivia, aici avea și ochelari pe față, dar nu este Zobo. Uite, într-adevăr, nu este Zobo. Și uite că li se amestecă mai pasiunile, că acum ea folosește un aparat foto, nu Emma. Vezi tu? Exact. Interesant, foarte interesant chestia asta. Pe cam atâta cu Friends, hai să mergem mai departe. Deci, la City avem, apropo de un video recent, ce avem la City? Poliție și pompieri! Woo! Poliție și pompieri! Poliție și pompieri! Începe cu set 4 plus, este un elicopter mic cu un polițist răfăcător într-un speedboat. Bun, mai departe! Următorul set, hai că la asta putem zice 2-3 lucruri, că aici, dacă observi, toate minifigurinele au nume. În afară de polițistă. Sunt din serialul Lego City Adventures. Yep. În afară de polițistă. Ea se pare că este o polițistă anonimă. Poate trebuie să-și păstreze anonimitatea. Da. Pentru că este sub acoperire. Poate fi și asta. Serialul e doar un figurant de pe fundă. Da, exact. Pentru că se pare că polițistul erou aici este Duke Detain pe motocicletă. Totdeauna, și sincer, totdeauna. Și sincer îmi place... Ba nu, că mai este și Freya Cloud. Și ea este eroină. Sau ea era pompieriță? Da, ea e la pompieri acolo.
Ah, ok, de-aia am amestecat. Dar îmi place foarte mult motocicleta aia neagră. Și mi se pare enorm de amuzantă mașina aia roșie a răufăcătorilor, că uite la aia de zici că e ceva kart din ăla pe care îl împingi, da, cu pedalele, dar are ditai motorul cu priză de aer, știi, pe el, de parcă vai, da, de capul, da, meu. Și ditai lanțul acolo în spate. Da, da, asta e, hai că e destul de amuzant. Deci, pleacă cu bancomatul întreg. Cred că pleacă mai degrabă camionul cu toată mașina după el. Eu nu văd mașina aia să dărâme un ditai camionul blindat. Da, mai văzut de mult o mașină Lego care să mă amuze așa. Deci, e, hai că bine. Da, și este și un contrast foarte mare cu duba aceea mare. Da, și cu rotițele alea mici așa depărtate. Foarte, foarte funny. Da, parcă și auzi că face... Next, trecem deja la pompieri. Avem iarăși un setuleț micuț. Ce trebuie observat aici este că mașinuța asta are un sistem de direcție. Dacă înclin mașina într-o parte sau în alta, roțile, axurile roților se rotesc și poți să iei curbe și tot felul de chestii de genul. Asta mi se pare super fain și mai ales că e făcut într-un mod atât de compact, că dacă te uiți mașinuța e destul, da, de mică. Știi de ce? Probabil ca să îți intre în tot felul de clădiri care au căzut de la incendii foarte, foarte intense. Da, și ca să poată lua și curbele alea foarte strânse de pe plăcile Lego cu șosea. Da. Că, de exemplu, dacă te uiți la intersecția aia în T sau intersecția în cruce, bă, acolo sunt niște curbe destul de strânse, adică îți trebuie un sistem de direcție polești, foarte, da, bun. Deci un set foarte fain și casca aia de pompier, cred că e nouă și da, cel mai mult îmi place sistemul ăsta de direcție. Mai departe avem un set 4 plus cu mașină de pompieri, niște flăcăruțe noi, foarte drăguțe acolo, care cred că se atașează așa foarte lejer pe piese, nu știu, da, sigur să ar să inventez. Da, mai stabile așa. Da, ei pot să-ți clădești așa niște focuri mai mari, ca după aia să le dărâm. Foarte drăguț, 4 plus, uite aici ai Freya McCloud. Mergem mai departe, un set cu elicopter de pompieri, iar și aceleași flăcări. A, uite, fii atent, Sorin, că flăcările alea poți să le clădești una peste alta. Aha, acum văd. Acum văd și eu. Și poți să le dărâm cu proiectilele acelea de apă. Da, da, da. Și uite că astea sunt proiecte... Bă, bă, Sorin, astea sunt proiectile serioase, mă. Dinu, pompierii nu se joacă. Pompierii nu se joacă, bă. Copiii poate se joacă, dar pompierii nu se joacă. Da, mă, chiar, fii atent. Și exact proiectilul ăsta nou, reinventat, care era ăla de tehnică înainte. Foarte tare. Sunt foarte curios dacă... E din plastic tare tot proiectilul sau are capul de cauciuc? Teoretic ar trebui să aibă capul cauciucat din motive de siguranță, dar o să vedem când apare setul. Mai departe, un camion de pompieri. Pot să fiu sincer. Mi se pare că... Mersi. Mi se pare că versiunea precedentă de camion de pompieri era mult mai bună. Era mai complexă cumva, asta e mai simplificat. Estetic, da, îmi place, poate îmi place un pic mai mult. Că e așa arată... mai neted cumva. Da, adică e fain ideea asta de camion long nose, cum e ăsta. Dar nu știu, mi se pare așa foarte gol. Ideea e că vehiculul ăla autoghidat de acolo din dreapta. Asta de aici, asta e așa. Eu tot uit să mai dau zoom din când în când. Ăsta de aici, probabil că intră aici pe camion, știi? Sunt mai sigur, da. Și atunci poate arată mai plin un picuț, dar... nu știu ce să zic. Parcă... Îl preferam pe ăla de dinainte. Ok, după aceea avem o rulotă. Și-a fost povestea aia pe net cu minifigurinele care cresc. Nu știu dacă ai văzut chestia, da, aia. Da, da, m-am uitat în mare. Ai văzut chestia? Probabil că știți și voi, acum am zis că nu mai vorbim despre chestia aia astăzi, dar asta este setul în care apare minifigurina asta în a treia etapă a vieții, după ce a fost, băiatul ăsta a fost primul bebeluș Lego făcut vreodată, care a apărut în setul ăla cu oameni în parc. Mm-hmm. Foarte tare. Dar cum îți dai seama? Pentru că bebelușul ăla era crescut de doi părinți, părinții aia s-au repetat într-un set City mai târziu, în care bebelușul avea undeva în jur de 10 ani deja și avea exact vesta asta. Aha. Știi? Și acum el îi, și acum are el familia lui proprie cu un nou bebeluș. Da. Foarte drăguț. Nu avem deocamdată poze cu interiorul camperului, așteptăm să apară și alea. Până una alta mergem mai departe
la un set mic de șantier 4 plus cu un șobolan de el. Băi, ce drăguții. Mi-a zis, par super drăguți șobolanii. Știu că mulți dintre ei sunt murdari și periculoși, dar sunt așa de drăguți. Da, când sunt din Lego sunt drăguți. Da, exact. Așa, mersi, m-ai salvat. Ia să vedem. Avem o mașină de viteză, dar așa destul de urbană, urban sporty, nu știu cum să zic. Drăguță, nu prea cred că e mare lucru de zis la ea. Putem să mergem mai departe. Un set cu paza de coastă. Inițial, eu hai să zic, fii atent. Când am văzut prima oară setul ăsta, cumva mintea mea nu a procesat barca aia ce stă acolo în remorcă, știi? Cumva am văzut-o ca și cum ar fi remorca cu totul. Și m-am gândit, fii atent, bă, mașină cu remorcă pentru rechin. Da, adevărul e că, uite, dimensiunile se potrivesc puțin. Așa e? Deci da, zici că... Da, e ceva de salvat rechinii. Da, aia mă gândeam și zic, fii atent, mă, și e și bara aia acolo ca să țină rechinul cu gura, știi, de ea, ca să... Să nu ca cadă. Să nu cadă, da, exact, să nu cadă în timp ce bagă viteză. Da, nu știu de ce m-am gândit așa, dar în orice caz, eu sunt drăguț. Poți să-ți faci scenariul ăsta cu setul ăsta. Exact, da, exact. Why not? Așa, no, asta îmi place, asta îmi place super mult. Valului City. Da, da, de acord, sunt perfect de acord cu ce zici tu în secunda asta, e cel mai tare din tot valul. Hai să dăm un pic de zoom aici, uite acolo, uite acolo. Alea, nu știu dacă sunt roți de Xerion, cum au mai apărut la Lego Technics, ar putea să fie o variantă nouă mai mică. Așa mi se pare și mie. Și cred că și roțile din față sunt noi. Asta o să vedem. În schimb, cum mi zice, cubul ăsta de fân este o piesă nouă. Ce faci, bade? Cu cât dai cubul de fân? Poți să faci un acordeon din el, cred. Da, cred că da. Da, e foarte tare. Avem și un iepuril aici. Da, no, tractorul este showman-ul aici. Da, nici nu te interesează restul accesoriilor. Are un aspect atât de finisat și de profi. Da, deci aproape că zici că nu-i Lego, știi? Exact. Da, foarte, foarte fain. Asta iarăși cred că apropo de video-ul ăla ce l-am făcut noi acum recent. Da, zici că ne-am ascultat un pic. Bă, serios, mă, eu cred că Lego ne spionează canalul. Da. Sper să mai primim seturi cu fermă. Mi se pare o direcție foarte faină. Uite-te, ia, hai să facem pe detective. Uite-te în spate pe cutie acolo, vezi ferma aia? Da, s-ar putea să apară. Cine știe, ce-ar fi, au mai fost ce-ar indicii fi? De genul. Ce-ar fi un hambar cu o moară din aia, o murișcă, și cu 20 silos, de minifigurine găini? Da, oh my god, ar fi cât de tare ar fi chestia aia. Da, deci ar fi foarte fain, să sperăm că o să continue și în valul următor. Ce mai avem? Un transportor de buggy. Niciodată n-am știut cum se traduce buggy în română, așa nu că tot cred. Buggy o să zic. Da, nu are traducere din câte știu. Da. Da, oricum, foarte frumos, foarte drăguț setul. Și buggy-ul ăsta are același sistem de direcție ca și mașina de pompieri de care am zis. Chiar uite, se vede aici că zice pe cutie. Da, foarte tare. Da, cam ăsta e setul. Și cel care urmează este tot un transportor, de data asta de avionie. Și ăsta e iarăși un avion de cascadorii. Bine, evident că și camionul trebuie să fie mai mare. Interesant cât de subțire e partea asta de transportat avionul. Da, avionul. Că ține doar partea subțire de sub avion. Da, sper să fie stabil avionul când îl pui aici. Da, observ că îi pui doar roțile în acele capcane. A, da, uite, ai dreptate. Da, roata asta vine aici și roțile astea două intră fix aici. Sunt foarte curios dacă intră așa la fix, perfect, sau dacă au joc. Da, trebuie să ai grijă. Asta e interesant. Cum virezi atunci, să nu virezi în viteză. Da. Că e foarte curios dacă e ceva matematică Lego foarte ingenioasă la mijloc acolo și poate stă super fix și nu cade și... Nu știu, o să fie interesant de văzut. Cel puțin... și îmi place super mult casca pilotului. Aia e foarte faină. Super tare. Bun. Mai departe avem parcul de skating. Și aici apar plăcile noi de Lego City, uite scrie și aici, Road Plate Included. Și să le vedem un pic mai bine, deci practic sunt niște
plăci pătrate, dar care au bucățele din astea de 1x4 pe lateral, de care poți să atașezi rampe sau să continui cu alte plăci. Foarte, foarte util așa. Mi se pare o idee super. Este, cred că e un improvement foarte mare față de plăcile clasice cu străzi. Da, și ceea ce e fain este că nu exclude folosirea lor, adică poți să le folosești împreună, că nu te oprește nimic ca să faci, uite, cu o coborâre din asta în rampă, să cobori fix într-o șosea de placă de bază cu șosea. Mm-hmm. Știi ce vreau să zic? Adică, da, se funcționează foarte bine împreună, ceea ce e tocmai ideea sistemului de joacă Lego. Sistem Ilai, cum zic ei. E perfect. A, și îmi place super mult grafitul ăsta cu rechinul ăsta de aici, pe skateboard. Da, l-am observat. Știi de ce mi-amintește? De Street Sharks. Tu ai văzut serialul ăla animat, Street Sharks? Nu. Oh my god, Surin, oh my god, te rog, descarcă și uită-te. Descarcă și uită-te, este atât de ridicol de anii 80. E amazing. Serialul ăla a fost făcut... Așa. Da, serialul ăla a fost făcut să vândă jucării. Deci, pe bune. Pe bune. Dar e atât de bun... Așa, în felul lui ridicol și caricatura, nu caricatura, dar e așa efectiv ridicol și foarte over the top. Să revenim. Apreciez rampele, ce aspect au. Da, foarte frumoase. Și includerea mai multor feluri de a te da pe ele. Da, îmi place super mult cum arată scaunul ăsta cu rotile. Arată foarte fain cu culorile astea, poai de capul meu. Super șmecher arată ăsta. Eu zic că e cea mai tare minifigurină din setul ăsta, exact, după părerea mea. Include chestiile astea, nu știu, adică nu e ceva, știi, să țară în ochi, de parcă hai să includem și pe cineva într-un scaun. Asta e o clădire de apartamente, din câte îmi dau seama. Uite pe tanti cum spală afară cățelul. Oh, cât de drăguț. Cățelușul ăla este o piesă nouă, că este un labradoricuț. Foarte drăguț. Uite mașina electrică, de ziceam. Nou. Vezi, care portul de încărcare aici. Un teren de hockey. Astea sunt una, două, trei plăci de șosea. Bine zic. Cred că sunt șase mai mici. Foarte interesant. Trebuie să pun mâna pe fiecare pe bandă, să văd cum ar veni. Da. După aceea, la etaj, avem niște încăperi. Nu se vede foarte bine ce pe acolo, dar o să vedem. A, uite și acoperișul electric. Foarte bine, ca să-ți încași după aia mașina aici jos de la el. Super tare, foarte drăguț, da, setul. Chiar se cerea, știi, cum ar veni, da, apartamente păi... în city, adică poliție și pompieri și tot felul de utilaje avem. Da, ai dreptate, da. Mai mult case erau de locuit în city. Da, chiar nu erau, mai mult erau la Creator 3 în 1, dacă stai să te gândești. Exact. Și, dacă nu mă înșel, din ce văd eu aici, uite că acum observ, etajele astea poți să le detașezi. Și cred că poți să le amesteci între ele dacă vrei. Cred că s-ar putea să poți să pui bucata asta pe latura asta la altă și să muți balconul dincolo, știi cum zic? Da, cred că... Cred că e posibil. Cred că se învață și gamele unele de la altele, știi? Se inspiră din Creator 3 în 1. Da, da, da. După aceea, opa, avem setul mare de la City din tura asta. Deci avem o spălătorie de mașini Octane cu încărcat electric. Din care este avem... o bicicletă. Oi, deci dai seama ce intens a fost pentru ăla. Că poate a intrat așa cu totul, știi? Numai și-a coborât vizorul și-a zis, na, ce se întâmplă, se întâmplă. Asta este. Întrebarea mea este, Sorin, ce-i chestia asta de aici? Cred că e ceva leagăn. Pare să fie... Aaaa. Știi cum sunt leagănele alea pe arcuri? Nu știu dacă au vreo denumire specială. Da, mă, chiar. Ai te, dreptate. Te ții de ele și te hâțini. Bă, și cât am stat să mă gândesc înainte să începem episodul, tot mă gândeam ce vrea să fie chestia. Are culorile jamaicane, e ceva chestie de a face cu Jamaica, e ceva grătar afară în parc, e ce chestia aia? Bă, dar m-am dus, de serios, nu știu ce e și... Uite, apare tu și zici din start exact ce... Să-și aibă funcția să se miște dintr-o parte în alta. Da, ai dreptate. Sau poate chiar jucării din aia cu jetoane. Da, păi poate să fie o din aia, da, și se scutură așa înainte și înapoi, da. Ce mai avem? Uite, o piesă nouă pentru... Da, hoț de pizza acolo.
Da, săraci, au văzut că nu prea merge cu furatul de bani de la bancă, că îi prinde poliția, acum încearcă să fure pizza, știi? Avem nenea ăsta de aici care este nevăzător pentru că are câine antrenat, vezi tu? Și cu piesa aia nouă ce se pune pe el. Foarte tare. Aha. După aceea mai avem o secțiune mică de pompieri, pizzeria cu eta... A, fii atent că este un dojo deasupra! A, deci nu e restaurant cu etaj. Nu, nu, restaurantul e numai la parter, aici e dojo! Cât de combinat e tare. Setul ăsta, că nu-i... Dar serios? 100% city, așa, te duci un pic și în zona aia de da. Ninja, fără să fie neapărat Ninjago, da. Ai și un pic de pompieri. Foarte tare și uite aici containerele astea de reciclare. Foarte, foarte șmecher setul ăsta. Și are și o grămadă de plăci din astea cu de șosea. Foarte tare. Super tare. Îmi place foarte mult. Mai departe, ăsta este un set destul de simplu, adică se vede care e treaba cu el. Foarte multe plăci de șosea, foarte multe semne de circulație, adică semafoare, semne de circulație, lumini. Uh-huh. Știi ce mi se pare mișto? Uite ce scrie aici. Glow da. In the dark. Și se încarcă la lumină, exact ca în realitate. Exact. Super tare. Foarte, foarte fain. Lăsând la o parte gluma cu poliție și pompieri, seturile astea city care n-au de-a face cu poliție și pompieri sunt destul de mișto. Foarte asta inventive. Trebuie să recunoaștem. Da, da. Și skatepark-ul, clădirea aia de apartamente, da. Setul de adineauri, multe combinații. Mm-hmm. Preferatele mele din palul ăsta de city. Da, foarte, tractor. Foarte fain. Bun, hai să trecem la Ninjago. Din păcate, la Ninjago nu sunt foarte multe seturi dezvăluite. Sunt 4 battle seturi, battle pack-uri. Primul este cel cu Kai contra unui Skulkin. Are un mini spinner din ala care apăruse pentru prima oară în seria cu șerpii din deșert, cu împăratul înghețat. Iar să zic împăratul degerat. N-aș fi deci, denumirea, dar... Da, bine, înțelege lumea care e faza, da. Ce mi se pare mișto sunt armele astea noi, mai ales sabia pe care o are Kai. Ah, o să le vedem un pic. Foc. Da, da, da. În rest, setul e destul de basic, așa. Zane are și el același stil de arme pe altă culoare. Ăsta nu știu dacă e... Eu ăsta cred că e turcoaz transparent. Trebuie să văd când apare setul, că mi se pare foarte frumoasă culoarea asta. Shurikenurile lui, iarăși astea s-au schimbat la formă. Schema asta de culoare cu Nindroizi e cu mov, deci mie nu-mi place, dar asta e altă discuție. Din ce deduc deja de până acum e că fiecare set din ăsta are câte ceva din alt sezon. Da, da, păi uite scrie Legacy de desubt aici, uite, vezi? Da, dar nu toate sunt pe tot, nu toate pe un anumit sezon, fiecare personaj cât cu sezonul lui ceva. Da, știu, da, 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 fiecare. Uite și pe Jay. Parcă setul lui Jay e așa un pic mai interesant vizual, nu știu. Îți are în ochi la paleta de culori și da. Probabil și la arme, că n-au mai fost de galben. Și la inamic, și la inamic, că l-ai pe ăsta aici. Arată super fain. Serpentinul ăla. Cole, care este din sezonul cu fantomele. De când am mai văzut sezonul cu fantome? Așa e, așa Legacy, e. Da. Da, și uite și un cârnat verde aici. Da, foarte tare. Mă, nu știu, poate e stricat sau poate este un cârnat fantomă. Fantomă. Aia cred că e de fapt. Cred că aia e de fapt. Și după aia avem și un set în toată firea. Primul și primul lucru la care trebuie să ne uităm este minifigurina asta de aici. Wow, Coul de aur. Uite ce fain arată. 10 ani de când a apărut? De când? De setul Ninjago, da. Doar uite 10 ani cât a de fost, faine. Da, doar 10 ani a fost. În 2011 au apărut seturile Ninjago. Okay. Pentru prima oară. Așa că parcă pare mai mult, dar uite că nu-i. Deci e fantastică minifigurina asta, abia aștept să pun mâna pe ele. Cred că o să trebuiască să le colecționăm pe minifigurile astea de aur aici, undeva să le punem da, în studio. Cool, ar arăta nu? Foarte fain. Da, asta e Cole aici și vor mai fi și alții în alte seturi. Din păcate nu avem încă poze oficiale cu ele. Până una alta, mașina are niște lansatoare cu arc aici în spate. Eu presupun că va avea ceva funcție de transformare. Nu mai țin minte dacă mașina inițială avea chestia asta, că și ăsta e un set Legacy, deci e o actualizare a unui set mai vechi.
Dar o să trebuiască să mă uit, nu știu, sau poate se combina. Ia, cred că motocicleta asta intră în... Da. Sau motocicleta aia funcționează ca ataș pentru Jay la mașină. Da, lăsa aibă două locuri în mașină. O preferă... O zis, îmi pare rău, Jay, n-am mai avut destulă piele pentru scaune, așa că trebuie să... Tu trebuie să stai pe chestia asta pe lângă. Și îl hurducă e așa pe Jay în timp ce se duc, știi? Săracul Jay. Astea sunt seturile Ninjago. Trebuie să mai apară poze. Probabil că în săptămânile care urmează o să apară iarăși mai multe poze. Sau imediat ce terminăm de filmat. Sau imediat ce terminăm de filmat, exact, conform blestemului. Deocamdată nu prea pot să-mi fac o părere așa despre valul ăsta nou Ninjago, că seturile astea nu-mi spun prea multe, mai ales că toate sunt Legacy. Dar îmi place ideea asta cu minifigurina de aur, mi se pare excelentă. Da, mult mai fain decât să ai doar niște măști, doar niște arme de aur. Și backpack-urile, mi se par interesante pentru animații stop motion, cu toate accesoriile acelea. Mă, zici tu. Par foarte fluide săbile acelea de foc, de gheață și așa mai departe. A, și ar fi bune, gen, dacă ai un moment în care lama stă pe loc, să folosești o piesă cum ai deja dinainte și în momentul în care trebuie să o miști să folosești piesele alea care au așa sușul ăla în spate. Exact. Da, mă, asta e o idee foarte faină. Să fiți, să ascultați BrickTuberii, că voi faceți din astea animații, deci să aveți în vedere treaba asta. Hai să trecem la Star Wars până nu ne sare toată lumea în cap. Da, păi cred că am impresia că imediat ce am terminat de filmat, s-a anunțat Setul de Mandalorian. Da, deci așa m-am enervat. Deci, Sorin, tu știi cum m-am enervat? Fan Lego, să sperați să nu mă vedeți niciodată așa de nervos în viața voastră. Așa m-am enervat și fix Mandalorian, mă. Nu că ceva X-Wing sau ceva, dar fix ăla trebuie să fie. Până vorbim despre Mandalorian, hai să ne uităm la ăsta, care este un set micuț cu Han Solo. Este un microfighter, practic. Asta e... Ce să zic, am mai avut noi microfighter Millennium Falcon, nu e ăsta primul, probabil că nu o să fie nici ultimul. Două lansatoare deasupra, bla bla bla, hai să mergem la cei mai important. Așa. Cât de bine poate să grafica cutiei. Deci, aș păstra și cutia. Asta așa e. Uite ce, n-am crezut vreodată că atâtea nuanțe de maro o să arate așa de bine împreună. E adevărat, n-ai ce să zici. Hai să admirăm un pic cutia așa. Și pe Navarro? Înainte să vorbim despre... Așa, ce ziceam? Dacă suntem pe Navarro. Da, nu suntem pe Navarro. Suntem pe Tatooine în Mos Pelag, în apropiere de Mos Pelag, cred. Cu Yep, Crate Dragon, te rog frumos. Că eu presupun că e inspirat din ăla, pentru că nu mai țin minte dacă aveau Tusken Raiderii, dacă aveau baliste din astea în momentul în care mergeau să atace Crate Dragon. Aveau, nu? Că încercau să-l prindă cu harpoane. Aveau un fel de harpoane. Aha, da, ai dreptate. Na, păi ia cât-l. Ăsta e aici. Cel mai important lucru, și cu asta sper să nu-mi iau în cap, nu este Baby Yoda în setul ăsta, ci este Beskar Mando. Ah, da. Asta e prima oară când apare în armura de Beskar. Și uite ce shiny e. Da, cred că în primul val n-apărea în armura de Beskar pentru că el și-a acumulat-o cum ar veni pe parcursul sezonului și ca să fie spoiler cum ar veni. Da, exact. Și uite-te mă că are printuri și pe lateralul mâinilor și tot. Bă, deci arată fantastic. Rar vezi așa printuri detaliate direct pe mânecile minifigurinelor. Ăsta este la nivelul Boba Fettului din Slave 1-ul UCS. Ca și detalii, după părerea mea, just saying, părerea mea e la nivelul ăla. Stai să mai dau și pe alte poze. Uite că aveam și aici un pic mai clar să se vadă. Baby Yoda aici, într-o parte, dar el e la fel. Avem un Tusken Raider aici. Am impresia că i-au schimbat un pic, cred că le-au schimbat capetele la Tusken Raider. Da, printul de la cam mi se pare mai detaliat. Da, și nu știu dacă nu ori intra mai în detalii și cu forma... textilelor lor înfășurate. Dar da, ce zici tu la cap, definitely. Da. Am vrut să-ți mai arăt o piesă, o poză. Asta. Fii atent. Sorin, ce este în neregulă la poza asta?
Ceva la arme? Da. Hai să facem o comparație, da? Fii atent, deci te-ai uitat la poza asta așa, da? Aici, da? Da. Ok, acum dăm înapoi aici, la poza asta. Așa. Hei, nu era un binoclu? Nu, nu era un binoclu, dar i-au montat blasterul la invers. Deci ăsta e mânerul de la blaster care intră pe țeava puștii. Tu vezi? Da, de-aia mi-a dat impresia că e un binoclu. Da, da, da. Ăsta de fapt aici e luneta de la blaster și el ține de țeavă. Da, cu siguranță n-au greșit. Cu siguranță ideea era să faci un fel de joc de găsește diferențele dintre pozele 100%, astea. 100%, da, 100%, nu e o greșeală. N-are cum să fie o greșeală. Nu e ca și cum ar apărea o greșeală la cel mai nou set Monkey Kid anunțat în episodul trecut din știri Lego sau chestii de genul. N-are cum să se întâmple așa ceva. Da, na, hai, a fost o chestie amuzantă de văzut așa. Deci ăsta este setul care va face furori și care cred că o să primim o grămadă de telefoane de la lume. Când îl primiți? Când îl primiți? Îl mai aveți? De ce nu îl mai aveți? Primiți. Când mai primiți? Da, de fapt, bine zici tu. Da, dar e foarte frumos. După aceea trecem la un TIE Fighter. Nu prea ai mare lucru de zis la el. E un TIE Fighter, exact. Ai un pilot de TIE Fighter, ai un NIL-8, un droid de protocol din ăsta imperial, un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Nu vreau să fac moftă, dar mi-ar plăcea în general la seturile Star Wars să stea mai mulți Stormtrooperi. Da, de acord. Ideea e să ai o legiune. Da, trebuie să-i acumulezi cumva, nu poți să... Da, altfel cum? Și poți să iei câte unul, câte doi. Adică să ai și seturi în care ai 3, 4... Da, tu realizezi, Sorin, că dacă cineva... Dacă, auzi cineva, dacă Lego ar scoate un set în care să fie doar 5 Stormtrooperi. Numai atâta. Să nu dai banii pe nimic, nicio piesă în plus, și altceva, în afară de... Pack-ul, exact, să nu conțină vreun vehicul sau ceva. Nimic, în afară de figurine. 5 figurine. Tu îți dai seama cum ar zbura alea de pe rafturi? Deci ar fi bătaie pe ele. Dar nu cred că vor să vândă așa multe. Păi da, probabil că vor să... Am făcut până acum asta. Da, dar na, e fain așa să-ți imaginezi, știi? Deci aici se mai vede așa, am crezut că aveam și o privire de pe spatele cutiei, că se vedea adică cum se deschide cabina, dar se deschide clasic, hatch-ul de aici și parbrizul din față. Că mai lucra la nuanțe puțin. Da, și cred că aici sunt ceva piese noi, nu știu, îmi pare foarte nefamiliar. Că să mai folosești foarte acolo multe piese, da. Să ai una de bază pe care pui restul produselor. Da, cred că e un pic juniorizat setul ăsta, un picuț de tot. Speranța mea este ca următorul TIE Fighter pe care îl primim de la Star Wars să fie TIE Fighter-ul ăla pe care l-am văzut și în The Mandalorian, în stilul ăla cu aripile care se pliază așa. Da. Eu cred că ăla ar fi, da. Este și o denumire pentru tipul ăla de TIE Fighter, dar am uitat-o acum în secunda asta și mi-e ciudă, dar există. TIE Fighter, which wings. Which wings, which folding, like ma. Da. Da, ei, ăsta e Muppet TIE Fighter, știi că face ca și când faci cu mâna, încerci să imiți un personaj care dă din gură, așa fac și aripile. Deci oficial pe canalul Brick Depot, ăsta se va numi Muppet TIE Fighter de acum înainte, nu mă interesează. După care avem un X-Wing, nu putea să lipsească X-Wing, ăsta e X-Wing T-65, deci din ala din trilogia veche. Uitându-mă la el, Pare mai serios ca celelalte, dar nu știu de ce îmi vine să zic asta. Poate din cauza culorilor? Da. Are un aspect mai tehnic un picuț așa. Posibil. Că n-are culorile alea vibrante. Realist. Păi pentru că ultimele X-Wing-uri ce le-am avut noi au fost de la The Force Awakens, generația aia de X-Wing-uri, care erau portocaliu cu azur, cu alb și era și negru cu portocaliu. Printuri cu flăcări ca să meargă mai repede. Da, aia mai fi. Bă, știi ceva, mi s-ar părea super awesome un X-Wing cu așa ceva pe el. Dar și ăsta e fain. Am o nemulțumire la X-Wing-ul ăsta și o mulțumire. Nu zic bine. Care e opusul unei nemulțumiri? O mulțumire? Mă rog, ați înțeles voi. O apreciere. O apreciere, așa. Nu știu să limba română astăzi.
Îmi place sistemul de a deschide aripile. Mi se pare un pic mai bun decât cel de dinainte. Și cel de dinainte era o îmbunătățire destul de ok. Că nu mai trebuia să învârți de chestii care puneau tot sistemul, supuneau totul la foarte mult stres. Era o singură manetă deasupra navei. Acum l-au făcut și mai simplu, că nu mai apeși pe bucățica asta, da, de chestie tehnică. Da, și pe cealaltă mână. Poți să ții, da, știi? Da, da, da. Și joci zbori așa și apeși pe buton. Yep. Deci asta e o îmbunătățire majoră. Ce nu este o îmbunătățire majoră este, uite aici, uite aici, un lansator, doi lansator, unde este trei lansator și unde este patru lansator. Sunt patru tunuri laser pe un X-Wing. Unde sunt alea alte două lansatoare de proiectile Lego? Unde sunt? Unde sunt alea alte? Asta chiar nu-mi convine. Nu mi se pare ok. Așa. Da, da, X-Wing-ul arată fain. Au făcut niște schimbări așa de look și de construcție ca să mai varieze un pic, să nu fie tot același build ca și de acum 3 ani. Vintage acum, cum da. Deci ce avem pe Luke Skywalker? Admiralul Dodona sau generalul Dodona era, stai. Generalul Dodona, așa? Dodona e de pe planeta aia cu păsările Dodo. Probabil, planeta aia se numește Australia, Sorin. Sau cel puțin era. Australia era? Da, Australia era, sau Noua Zeelandă sau Tasmania, nu mai știu. Și avem o prințesa Leia și cam asta e. Cam asta e și cu seturile Star Wars anunțate deocamdată. Ce să mai explorăm noi? Mai avem tehnic, mai avem dots și mai avem creator. Să sărim la tehnic. Nu, hai să nu sărim la tehnic. Hai să fim nașpa. Hai să mergem la creator. Asta e drăguț. Nava, sincer, nu mă interesează așa de mult pe cât mă interesează minifigurina asta de aici. Pentru că... Are un cap nou. Da. Și seamănă foarte mult cu capetele de la droizii din seturile Lego Space, alea vechi. De pe vremea mea! Da, nu are cumva și logo-ul de Space? Yep. De piept? Yep, yep, yep. Mm-hmm. Și ideea. Foarte Easter tare. Egg. Foarte tare minifigurinuța asta. Așa, și setul se reconstruiește într-un fel de Vic Viper și un robot pe două chișoare. Și cam asta. A, și uite, are piesele alea, waffle-urile alea tehnic, acum văd aici, că le folosește ca și tălpi. Aha. Drăguț, next este... Știi ce este ăsta, Sorin? Ăsta nu este un set nou creator 3-in-1, ăsta este un set vechi Cima. De fapt, cei care au fost fan Lego Cima o să țină minte seturile alea cu creaturile legendare sau bestiile legendare sau cum le zicea. Ăsta este leul lui Laval. E toată ziua. Ziceți-mi voi în comentarii dacă nu zici că e exact leul lui Laval. Plus minus... Ceva piese, probabil. Da, exact. Da, da. Îmi place vulturelul ăsta de aici, Hoitaru ăsta cu inimioară pe cap în loc de... Ah, da, ce ingenios. Da, așa e, ce tare. În schimb, îmi place la setul ăsta că e original, așa ca și variante alternative. Da, pentru că n-ai mai avut nici struț, nici pe Pumba. Da, și pe Pumba, exact. Uai, mă, asta trebuiau să facă ei. Modelul 2 să fie Pumba și modelul 3 să fie Timon. Dar e din prea puține piese Timon. Păi să... Eventual chiar din modelul de Pumba, știi? Da, a, da, chiar, bine zici. Să fie și Pumba și Timon. Alergător și da, Timon. Asta ar fi super tare. Acum că zici chestia asta, îmi dau seama că probabil că intenționat e un leu și un mistreț în setul ăsta. Știi ce zic? Da, foarte fain. Mai departe avem un set așa mai simpluț. Un camion care transportă două mașini de Formula 1. Modele secundare sunt un fel de cherry picker sau un fel de macara din asta utilitară și un vaporaș mic, tot așa de remorcat chestii. Da, vezi un tugboat din ăla. Așa, care... tugboat era. Are. Aproape că zici că plutește, dar nu cred. Aproape, dar nu. Îmi place mult aspectul minimalist. Da, pe aici... aici mult mai minimalist decât la alte seturi, Creator 3-in-1. Da, pe cam așa e stilul predominant la seturile micuțe 3-in-1, trebuie să creezi cât mai mult cu cât mai puțin, știi? După care avem o motocicletă care folosește roțile alea noi de Spike Prime. Arată destul de drăguț, așa, e un pic de combinație între tehnic și sistem, vezi? Care și da. Suspensie acolo. Dacă ești prea mic de tehnic, poți să începi cu setul ăsta. Exact. Să ți-ai Ducatiul sau altceva. Exact, exact. Eu, sincer, aș construi motocicleta ailaltă
de tip clasic. A, asta mai variantă. De, aha. Uh-huh. Da, și modelul terțiar arată foarte fain, vreau să zic, zic cu un hoverbike. Foarte da. Tare arată. E mișto, mie îmi place. Eu, dacă ar fi să aleg între modelele secundare, eu ăsta n-aș alege, sincer. Și zici că e așa de poliție, fiindcă are parbrizul ăla înalt. Știi cum era în filme? Da, motociclete. Exact, 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 da, motociclete din alea, știi, așa, agresive. Și ultimul set, Creator 3-in-1, la care ne uităm, este o căbănuță din asta de plajă, de plajie, care are și un duș afară, văd că, foarte frumos. Are un delfinuț, care pe cât de drăguț e, nu e așa de drăguț care chinul ăla din corabia de pirați. Nu, cred că e greu să bați drăguțenia celui rechin. Îmi pare rău, delfinuț, dar rechinuț forever. Voi cine sunteți, în echipa hashtag delfinuț sau echipa hashtag rechinuț? Lăsați mai jos în comenturi. Întrebarea episodului. Echipa rechinuț sau echipa delfinuț? Să vedem care ține cu care. Nu prea vedem aici ce la interior, sincer. E un pic cam greu de văzut. Echipamente de surferi. Da. În schimb, îmi place semnul ăsta cu surf aici. Și modelele secundare sunt... Uai, ce greu să vedem poza. Asta chiar este e o poză foarte nașpa. Da, e un far cu ceva clădiri de desubt. Aia cred că s-ar putea să fie o caracatiță. O vezi acolo așa... Bine, ar putea fi orice, da. Dar na. Și este o creatură marină. Exact, asta cred că putem fi siguri de asta. Și asta va de la treia, ceva casă pe plajă. Casă cu piscină. E casă cu piscină. A, crezi că are piscină? Party-uri și rave-uri de pe plajă. Aha, deci asta e acolo. Party house atunci. Da, și merită să ai de două ori setul ăsta, dacă nu chiar de trei ori, că se continuă super bine căbănuța de surferi. Da. Și partea aia cu piscină și petrecere în aer liber și dude, surf's up, dude. Surfer Dave din Lego Movie. El ar veni aici. Da chiar. El s-ar distra mega tare aici. Vai, ce oportunitate ratată să includă minifigurina Dave. Da, mă, cu așa ca un easter egg, chiar că... Ca un easter egg și n-ar fi fost complicat, pentru că e tot licența lor. Da, exact, și sigur mai au niște... Sigur mai are Lego undeva pe acolo prin pivniță. O pungă întreagă de Surfer Daves. Tehnic? Să facem tehnic? Hai să nu facem tehnic încă, hai să facem dots. Hai să facem dots. Ceva interesant și la dots. Da, da. Deci avem un set de extra dots. Întâi se pot vedea câteva printuri de aici. Vulpițe! Vulpițe! Și cheițe. Cheițele alea sunt foarte faine. Da. Și uite, o piesă nouă aici. De fapt, și asta e o piesă nouă, tu vezi că cu injectare multiplă. Ah, da. Plastic opac și plastic transparent. Prima oară am impresia că sprinturi, dar nu. No. Dar foarte, foarte interesante piesele astea noi de dots. E cea mai bună serie de piese extra dots. Da, și uite și un lup care urlă la lună. Ioi, cât de cute e! Deci foarte, foarte... E un ren? Da, e un renuț. Excelent, deci excelentă selecția asta de piese dots. De cristal? Da, după aceea încep brățările și observați că astea sunt brățări cu un singur șir de staduri. Mm-hmm. Sunt mai subțirele acum. Îți pare mai practic așa, dar îmi place că îți dă totuși două. Da, că poți să le porți împreună dacă vrei. Sau să le împarți cu prietenul cel mai bun. Eu nu le împart cu nimeni. Nu vreau. Dar da, le-aș da ca și cadou dacă... Dacă aș avea prieteni la care îmi place Lego. După aceea avem pisicuța. Și aici sunt mai multe lucruri de observat. În primul rând, știi, pozele astea, Sorin, în stilul ăsta, de obicei sunt pozele alea în care Lego trebuie să arate tot ce conține setul. Și dacă să piese în plus și alea le pune acolo rezerve pentru lansatoare, chestii de genul. Na, aici sunt niște chestii care mă pun pe gânduri, adică insigna asta sunt cu cactus. Lego? Astea sigur nu sunt Lego. Dar mă întreb de ce sunt incluse în poza asta, că înțeleg pe ambalaj aici. Ok, știi că face parte din background-ul așa. Dar aici? Aici ce caută, știi? Eu cred că e posibil să fie pur și simplu o neatenție sau ceva, nu știu. Da. Nu cred. Nu cred, așa e, că nu e ca și cum Lego ar face erori în pozele de la Monkey Kid. Sau în pozele de la The Mandalorian, exact. Este un lucru de observat aici și asta este cheița asta cu inimioară, care servește mai multe funcții. Hai să le vedem în seturile care urmează, de fapt. Așa, uite aici, de exemplu.
Asta poți să o folosești ca să desfaci piese, este un separator de piese, practic, dar are și un profil de ax de Lego tehnic, vezi, care, eu știu că e foarte greu aici și stresez la maxim zoom-ul, dar are chestiile alea două albastre pe lateral, așa micuțe. Aia ca să creeze profilul de ax de Lego tehnic, ca să poți să folosești, uite aici, se vede un pic din mecanism, ca să închizi cutiuța. Mm-hmm. Și poți să porți cheia la gât și nimeni nu îți află secretele din cutiuță. Exact, exact. Mi se pare foarte tare. Și ca și separator de piese s-ar putea să fie mai folositor la desfăcut tile-uri, pentru că e mai, știi, mai ușor să-l înfigi între și piese. Și asta, și fiind subțire, e bun fix pentru tile-urile acestea de dots, pentru da. Că ai unul pe unul și e mai greu să folosești separatorul clasic. Exact, exact. Setul ăsta este, bă, mă dor ochii când mă uit la el. Este cupcake party. A, da, da, și dinții. Da, mai degrabă. Dar e foarte fain, adică ca și idee mi se pare super să faci așa party cu cupcakes, o grămadă de piese. Oh my god, câte piese are ăsta, Dumnezeule. Da, și lumânări multe. Foarte bine. De la distanță nu zici că sunt din piese și poți să faci niște glume la petrecere, știi? Da, da, da. Să vezi cine încearcă cupcake-ul din Lego. Ioai, nu, să nu încercați chestia asta, să nu înghițiți piese Lego că vă mănânc. Da, dar în orice caz e foarte fain și uite că aici chiar include piese din astea textile care nu știu exact ce faci, că le înfășori în jurul cupcake-ului, îți faci brățări din ele, nu știu exact care e ideea, dar mă, e mișto. Oare îți dă și cârligul acela? A, ăsta de rufe? Da. Aia mă uitam și eu că mi-ar cam trebui unul pe acasă. Astea dots nu sunt greșeli, ci pur și simplu zice cum să le folosești cu alte chestii creative pe care le ai în casă. Știi ce sunt? Sunt sugestii de prezentare, cum zice și la alimentară tot timpul pe pachetele de mâncare, știi? Sugestii de prezentare, aia să stea, îți garantez. Și mai avem un set de brățărele dots, aici ar mai apar tile-urile astea noi. Și în rest așa are niște piese cu constelații, na, destul de drăguț. Și cam asta e de la Dots, primăvară pe anul viitor. Bun, hai să intrăm în sfârșit în Lego Technic, să nu mai pierdem vremea. 42116 Skid Steer Loader este un mini încărcător cu cupă în față, destul de simpluț, na, nu-i mare lucru de zis la el, este un model 2-in-1, trebuie să vedem, trebuie să apară imaginile și cu variantele alternative, să putem discuta despre ele. Da, sunt curios cum altfel ar folosi cupa aceea. Păi probabil ca tot ceva excavatoraș, eu așa mă gândesc. După aceea avem 42117, un avion de cascadorii. Modelul secundar, dacă nu mă înșel, mi-aduc aminte, parcă scria în descriere că este un fel de avion cu reacție sau ceva de genul. De obicei, așa sunt alternativele de la avioane. Unul clasic cu rotor și unul cu reacție. Da. Atenție, nu se motorizează, nu zboară. Da, așa. Ăsta, dacă vezi, uite aici, o să aibă sistem să-l împingi pe covor și să se învârte elicea. Și să faci tu... Da, 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 exact. Dar e foarte frumos, îmi place, e frumos că are culoarea asta turcoaz pe el. După n-am care... N-am aș fi așteptat la turcoaz, la setul da. Lego. No, ăsta, no, aici, acum. Deci ăsta este, în primul rând, este un buggy, în al doilea rând are roți noi, în al treilea rând este cu control plus. Și în al patrulea rând este prima mașină controlată cu control plus, care să aibă suspensie independentă pe toate patru roțile. Așa scrie în descriere la Lego. Eu cam... Mi se pare dubioasă chestia asta, pentru că și mașina off-road 4x4 avea suspensie independentă la toate patru roțile. Deci, da, cred că funcționează altfel. E posibil să... Da, nu știu exact la ce se refereau ei în descriere când ziceau chestia asta. E mult mai dinamică. Trebuie să fie mult mai dinamică și setul ăsta... Să facă bine, să meargă rapid. Deci eu am mari așteptări de la setul ăsta. Pentru că în descrierea setului se tot pomenește cum vrea să fie ca un RC car din ăla, cum erau prin anii 80, din alea teleghidate, controlate prin radio. Și dacă vor să facă chestia asta, atunci o să trebuiască să fie destul de rapidă mașina. Știi că eu chiar căutam recent, că parcă nu m-am mai jucat de mult cu ceva teleghidat, stilul ăla RC clasic și nu găseam și
Parcă setul ăsta vine la fix. Da, vine la fix. Și ar face bine să meargă bine și la exterior. Da, păi... Să aibă și un pic de viteză, dar să meargă pe o grămadă de suprafețe. Cred că aia e ideea, că e și înălțată destul de bine, are și, cum să zic, e înclinat așa înspre față, ca să își păstreze un pic altfel echilibrul la sărituri. Deci tot ce văd eu aici pare să fie creat special pentru o mașină de viteză și cu care să poți să abordezi teren accidentat, dar așa, știi, nu cu așa cu off-roaderul 4x4, că treci așa încet peste ele. Asta e ăla care exact dă blană și sare peste orice îi pui în cale, știi? Am și eu mari așteptări de la setul ăsta. Da. Pentru că față de mașința Top Gear sau de 4x4, asta e prima mașină care chiar aș avea curaj din prima să ies cu ea afară. Da, că pare făcută pentru așa ceva, nu? Și am mai vrut să mai arăt, să facem un pic de teoria conspirației. Uite aici pe cutie în spate se mai vede una. O vezi tu? Aproape că nu o vedeai. Da, da, da. Și uite, e așa cu un pic de verde acolo, alb cu verde. No, trebuie să facem pariuri. Asta o să fie următorul buggy sau o mașină din asta teleghidată de viteză? Ar putea fi, știi, să fie din celălalt ar val. Ar putea fi. Bine, între timp sunt sigur că o să mai apară alte modele de mașini teleghidate cu control plus. Asta e și clar. Mai ales cu roțile astea, pentru că nu le-au făcut special pentru setul ăsta. Da, n-ai cum. Da, dar zic gen, s-ar putea să mai apară între buggy-ul ăsta și buggy-ul ăla ce se vede în spate, s-ar putea să mai apară alte modele motorizate cu control plus, dar cred că și ăla va fi, cum zici tu, cu roțile astea, cred că ei o să încerce să facă o serie de buggy-uri din astea, știi cum vreau să zic? Mm-hmm. Deci, ca să te întreci afară. Da, 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 aia cred că e ideea. Și de aia cred că e și poza aia acolo, ca un fel de easter egg. Dar rămâne de văzut. În orice caz am foarte, foarte mari așteptări de la setul ăsta. Și o să fie primul set Lego tehnic la care îi facem review din valul nou când apar. Primul dintre ele. Nici nu mă interesează celelalte, pentru că vreau, mor de curiozitate să văd cum performează modelul ăsta. Mai departe ajungem la El Grande del Grande. Și uite că și seturile Lego Technic folosesc acum ambalarea asta 18+. Asta vreau să zic, da. E fain, dar uite că ei folosesc piese tehnic în modelul ăla, în motivul ăla. Atât de elegant da, cutia asta. Da, și acum fanii Lego, știi, uitându-se la video, zic, lăsați cutia, arătați-le pozele odată. Da, desfac cutia și... Băi, arată absolut fantastic aici, așa, e super. Mm-hmm. O mențiune, că știu că o să apară asta ca discuție, ăsta nu este următorul supercar Lego tehnic, nu e din seria scară 1-8 ca și... Sianul, Bugatti-ul și Porsche-le, da? Ăsta e mai degrabă o continuare a Porsche-lui aceluia alb cu negru cu roșu. La RSR-ul, da. E din seria aia cum ar veni. Uite cât de bine arată, mă. Uite cât de bine arată din unghiul ăsta. Fiate ce fantastic e. Observ că asta e o piesă nouă aici. Este o aripă pusă peste aripa asta. E o aripă la aripă. Ah. Very nice. Folosește și piese din alea de care am vorbit data trecută, mi se pare, piese noi. Uite, bă, ce bine arată. Băi, super faină-i. Genul ăla de mașină care îți place și din față și din spate. Da, 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 da. Uite acolo, bă. Uite acolo. Uite. 48 de centimetri. Acolo? 48 de centimetri lungime, 13 centimetri înălțime. Deci și ca și dimensiune este mai mică decât supercarurile care a bat undeva pe la 57-56, cam așa. Na, foarte fain, jențile sunt refolosite de la Defender, din câte îmi dau seama. Jantele, nu jențile. Așa, da, sunt refolosite, chiar dacă nu arată exact la fel și pe modelul original, de-aia zic că se apropie destul de bine. Oricum, modelul arată super, deci n-ai ce să... Cum ziceam noi data trecută, că ne plăcea super mult setul acela de tehnic și ziceam că sigur o să apară altele care arată mai bine. Da, da, uite că ne s-a adeverit. Ai profețit bine. Tu ce zici? Ar arăta mai fain cu sticăre sau fără sticăre? Chiar dacă nu sunt mega fan al sticărelor, cred că arată mai bine cu sticăre. Eu știi ce cred că o să fac dacă îi facem un review la mașina asta. Font, e fără sticăre. Exact. Și dacă le pui, pune-le când ai toată mașina, pentru că ai posibilitatea. Da, ca majoritatea sunt pe suprafață. Acum, la interior, dacă sunt sticăre pe bord sau ceva, alea pot să le pun din start. Dar sunt foarte curios dacă exteriorul las fără.
cum arată. Eu zic că merită încercat. Așa, așa și o poză din profil. Foarte frumoasă mașina. Foarte, foarte frumoasă. Și așa, și comparați, a, uite, comparați așa cu modelul adevărat, ca să... Neapărat. Neapărat. Dar îmi place că e acuratețea aia de la cel mai mic sticker până... Da, da, da. Orice. Bine, dezavantajul aici este că, fiind stickere, au totuși zone care sparg, așa... Știi, uite, vezi aici sus, e tot triunghiul ăsta albastru. Aici ai spart în mai multe bucăți. Larg. Da, 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 exact. A, și tu ești din ăla care vede mașinile ca și cum ar avea fețe, așa, cu la faruri. Și cu zâmbetul no, radiator. Nu recunosc nimic. Nu recunosc, nu, nu, nu. Asta este pareidolia, Sorin, și toți suferim de ea. Mai mult sau mai puțin. Și cu asta am terminat LEGO Technic. Mai avem de discutat doar două seturi scurte de la LEGO Art. Și începem cu LEGO Art Hogwarts. Sau LEGO Art Harry Potter, de fapt. Este setul cu care construiești cele patru insigne ale celor patru case de la Hogwarts. Am aici o poză în care ți arată Gryffindor cu separatorul ăla pe care îl cunoaștem. Aici ai selecția de culori, ți arată mult mai mare selecția de culori decât la Sith. De fapt, na, normal, că acolo totul era roșu și roșu și negru, roșu și negru. Stai că aveam așa, aveam și poza asta cu toate patru modelele asamblate. Știi ce mi-ar fi plăcut? Da, e un moftuleț. Ia zi. Drept. Mi-ar fi plăcut ca pătratele acestea cu emblema și cu culoarea, știi, cumva dacă le faci pe toate să ai altă simetrie, știi, să fie culorile în centru. Aha, să nu fie pe lateral, zici tu? Să nu fie toate în dreapta sus. A, de exemplu, la unul să fie în dreapta colorate. Sus, la altul în stânga jos, la altul... Exact, dacă le-ai îmbina pe toate să ai... A, am înțeles. Da, să ai așa în mijloc, cum ar veni. Exact, adică, de ce n-au făcut așa? Dar sunt ok, îmi plac și așa. Da. Why not? Îți zic eu de ce n-au făcut așa, pentru că modelul secundar. Ah, ok, da, eu credeam că modelul secundar le-ai făcut din toate, pur și simplu. Nu, no, nu, no. Uite, e mai elaborat un pic. Deci, bă, de asta îmi place, îmi place. I get it, da. Sincer, îmi place mai mult modelul secundar decât oricare din astea principale. Parcă, nu știu, parcă tot... Toate culorile adunate la un loc îl fac să arate un pic mai bine, părerea mea. Și ai și H-ul acela. Da, 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 care seamănă cu H-ul de la Harry Potter, dar de fapt poate H-ul de la Hogwarts și știi și aia și ne. Dar în orice caz, e foarte, foarte fain. Și nu știu dacă o să mă pun să... Ce zici, bă, Ten Hag, să construiești LEGO Art ăsta mare cu Harry Potter? O să construiesc tot. Ok. Toate deci, patru deci, casele, tot. De deci ce a sunat ca o amenințare chestia asta? Nu o să te las să pui nici măcar o piesă. Da, exact. Eu o să construiesc tot. Aoleu. Așa, după care avem LEGO Art cu Mickey Mouse. Și LEGO ăsta Art cu Mickey Mouse se poate reconstrui și ca varianta cu Mini. Și nu poți să le conectezi? Ba, cred că poți, probabil că așa vei putea. Așa că se completează. Probabil că vei putea. Forma aia de pe fundal. Da, probabil că o să poți, mă gândesc. Da, e drăguț, nu știu ce să zic așa foarte mult despre el. Îmi place ca respectul ăsta retro. Da. A, uite o chestie merge de observat. Merge cu aniversarea de anul, da. Anul ăsta, a fost aniversarea? Nu, sau? Cred că anul trecut, cred, da. 90 de ani de Mickey Mouse. Uite că are o rânguță de aur acolo ca să poți să extragi piese individuale. Că o bagi acolo între ele și pac, pac. Cât de tari desfăcătoarele da. Astea noi. Da, da. Ok, și la final, să o lăsăm așa pe un ton foarte frumos și estetic, să vorbim despre colecția botanică de la LEGO, care tocmai a fost anunțată cu două seturi, buchetul de flori și bonsai-ul. Și hai să ne uităm întâi la buchetul de flori, care arată foarte interesant. Îmi place varietatea de culori de aici. Da, și de specii de flori. În schimb, aș fi preferat să fie și niște culori mai vii undeva băgate. Știi ceva? Roșu puternic sau ceva. Știi ce vreau da, să zic? Da, neapărat foarte mult, dar... Nu, mult, dar așa se dea un pic de... Asta. Da. M-ar fascina să construiesc setul ăsta mai mult da. Decât da. Să-l expun. Pentru că sunt foarte curios de tehnicile... Da, da, da. Restul.
În descrierea oficială zice că oricum poți să ajustezi înălțimea plantelor, adică tulpinilor, ca să pui în vase de diverse adâncimi. A, și scrie că, scrie că vaza nu este inclusă. Neapărat de menționat. Trebuie menționat. Da, și seturile astea normal că vor conține și piese obținute din plastic fabricat sustenabil, din trestie de zahăr. Și buchetul da. și bonsaiul. Da, apreciez că se continuă direcția asta de altfel de plastic. Da. Până una alta, bonsaiul ăsta mi se pare super tare. Deci foarte fain. Da, exact. Auzi? Dar nu era un bonsai și la Ideas? Era, era unul și arăta superb. Acum, fără supărare, ăla arăta de 10.000 de ori mai bine ca ăsta. Arăta mai complex, trebuie să recunosc. Dar țin suspicios. Dar era probabil și mai complicat de construit și poate că nu avea tehnici așa de robuste de construcție, că și asta e important la Lego. Să fie o chestie care să reziste după aia, să nu dai un pic cu cotul în el și imediat să se spargă într-o mie de piese. Dar e fain și ăsta, îmi place că e foarte simplu ca și culori. Are și crenguțele astea roz cu care să înlocuiești în momentul în care înflorește. Ah, da. Care e super tare, cu o grămadă de broscuțe roz care să reprezinte mugurii sau boboceii de floare. Asta e foarte, foarte fain. Da, ce ingenios da. Acolo. Cred că o să vrem să le facem video la amândouă, dar eu personal pentru mine o să vreau bonsaiul și o să-l pun lângă corabia în sticlă. Cred că o să arate super fain lângă corabia în sticlă. Da, ceva. Cumva corabia în sticlă într-o parte și bonsaiul într-o parte, exact. Dacă vrei să decorezi ceva. Exact. Și după aceea globul pământesc când apare de la Ideas, pus tot așa pe lângă. Între ele. Da, da, da. Păi astea au fost știrile pentru astăzi. Până săptămâna viitoare probabil că o să se mai adune încă o tură întreagă de știri și o să trebuiască să facem și săptămâna viitoare un episod. Așa e perioada. Mai sunt game, da. Nu? Din care ar trebui să Oho. Mai poze. Și din... poate chiar poze mai detaliate din ce am vorbit deja. Da, și din gamele despre care am vorbit acum o să mai apară alte seturi anunțate. Deci fiți pe fază și săptămâna viitoare că o să fie o grămadă de lucruri de discutat. Până una alta, mulțumim că ați fost alături de noi și până data viitoare... Spor la construit. Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!